De 2 săptămâni, cei 1500 de locuitori din satul Izvoarele trăiesc cu teama că noaptea care urmează ar putea fi ultima. Numărul mare de cutremure din ultimele zile, dar și durata crescută a acestora i-a îngrozit. Teama unei noi replici le alungă somnul în fiecare noapte. Ce să facem noi acum? Ne ducem în casă, ne mai încotoșmăm, ne mai îmbrăcăm, că la auzăm ieșim afară. A mai fost unul acum câteva minute. Acum, da, a fost iar. Dar de acum încep. De acum încep mai desi. Nu dorm, că nici n-am dormit nici aseară. Am stat, m-am uitat la televizor, iar dădeam încet, iar ascultam cum vinea huituri și bubuituri. Adormim nepoței, ei adorm și stăm noi în preajmă să vedem când vine cu tremurul ca să-i luăm să ieșim afară. Stați și păziți în fiecare noapte? În fiecare noapte, da, da. Mai puteți, doamnă? Uite așa, ne chinuim. Am stat cu apa, am ieșit în șosea, am luat actele și am ieșit cu nepoții amândoi în șosea, la inundații. Și acum am zis, Doamne ajută! Acum a venit cu tremurul. Da, este să ține lanț, nu cu să apa a venit, a trecut. Tot cu tremurele sunt cauza alunecărilor de teren și a contaminării fântânilor. În zona a fost adusă o instalație performantă de filtrare a apei, cu toate că medicii Direcției de Sănătate Publică au identificat câteva puțuri cu apă potabilă în zonă. La începutul săptămânii am fost solicitați să prelevăm probe din anumite fântâni din localitate, probe care au fost necorespunzătoare, motiv pentru care am declarat că acele fântâni nu sunt cu apă potabilă. Pentru a liniști populația, am continuat prelevarea de probe din celelalte fântâni din localitate și am constatat că există fântâni în localitate care au apa în parametri corespunzători, ceea ce ne duce la concluzia că nu este calamitată toată zona, toată localitatea, că populația încă dispune de surse de alimentare cu apă. Noi vom încerca să identificăm toate sursele cu apă potabilă și să comunicăm autorităților locale pentru ca populația să știe din ce fântâni să consume apă și din ce fântâni să nu consume pentru a evita riscul de apariție de îmbolnăviri. Din cauza temerilor, dar mai ales pentru că nu li s-a oferit oamenilor o cauză certă cu tremurelor de pământ din partea specialiștilor de la Institutul de Fizică a Pământului, localnicii au blocat ieri pentru o oră drumul județean. Protestul pare să își fi atins scopul pentru că o echipă de geologi a venit astăzi la Galați pentru a stabili dacă alunecările de teren pe care le-au observat oamenii în ultimele zile sunt cauzate de activitatea tectonică din sol sau de forările din apropierea satului.